Suntem de la Edmedia și oferim serviciul flori pentru tine. Domnul Mihai, știm că astăzi sărbătoriți un frumos jubileu, 7 decenii de viață. Noi vă urăm mulți ani înainte, cu multă sănătate și putere și în suflet să găzduiți multe, multe bucurii din partea celor mai scumpe și dragi persoane, din partea soției dumneavoastră care vă este alături, din partea copiilor, a feciorilor. Știm că doi feciori v-au organizat așa surpriza și au venit fără ca să vă spună preventiv și am venit cu o surpriză. Aceste flori sunt din partea feciorului care n-a reușit să ajungă astăzi la ziua dumneavoastră, dar să știți că sunteți în inima lui și se roagă să trăiți mulți ani. Această tortă pentru masa de sărbătoare, să serviți toți invitații și o șampanie și un coș cu fructe este din partea feciorilor care vă sunt aici alături. Feciorii dumneavoastră mai au cadouri, acuși vi le transmit, pentru că vor astăzi așa să vă simțiți neobișnuit de fericit și împlinit, pentru că ați crescut și educat așa copii minunați. Acum dau citire mesajului care ne l-a expediat feciorul dumneavoastră care este peste hotare. Aș da la o parte orice hotar ca să-ți fiu alături, tată, să te cuprind și eu și să-ți spun urarea mea pentru tine cu prilejul frumosului jubileu. Al 70-lea an adăugat la povestea vieții tale e un prilej de mândrie și bucurie pentru noi, ai tăi feciori. Astăzi, tată, noi ne-am decis să te slăvim în cuvinte, să-ți spunem cât de mult noi te iubim, cât de important ești în viața noastră. Ne ierți dacă nu prea des reușim să te alintăm cu o îmbrățișare și o vorbă dulce. Să ne trăiești mulți ani, tată, să te bucuri de noi și să te vedem sănătos și plin de puteri așa precum ești. Ne mândrim cu tine. Acest mesaj l-a semnat feciorul Marcel, Noradina, nepoțelul Vlad și mulți ani, cu multă sănătate, cu cele mai sincere urări de bine au venit și feciorii dumneavoastră Liviu și Viorel, care vă sunt alături și vă cuprind și vă spun mulți, mulți ani. Mulțumesc frumos! Îți arăte pașii și nu înțelegi tare, că nu te obosești, uiți că te inima bate, te oprești, Oleg, te mai odihnești. Ce vrei, Oleg? Da. Tătoc, te felicit cu ziua natală de naștere. Îți doresc mulți ani, mulți sănătate. Tot ce ne ta vrei să împlinească, să ai totul cel mai bun și numai timpuri frumoase. Mulțumim, mulțumim, drag tătă. Mă bine. Eu vreau să-i doresc mulți ani înainte și toți sănătoși. Bucurii de la feciori să avem împreună și nu mai chine. Și sunt lacrimi de fericire, vedem și în ochii dumneavoastră și în ochii omagiatului. Fie ca mereu să aveți în suflet aceste clipe care vă umple inima de bucurie pentru toți cei dragi. Și vă rugăm să spuneți ceva și pentru Marcel, care vă vede acum și regret mult că nu este alături de toți invitații. Mai întâi le mulțumesc lor pentru surpriză care ne-l-a făcut și noi tare iubim și așteptăm. Ei au fost, nu de mult, așa că nu putem să viem-o. Le dorim sănătate și lor, cum îmi doresc și ei nie, că asta e tot. Și le mulțumesc la ește fișorii pentru că ea la nezi de noapte. Da, au venit ca să pentru felicitarea să ne fac. Ați fost felicitat dată pe ora 12. Da, da. Tamanul nu trecut de ora 12 și am fost felicitare, am sculat din somn. Nici n-a știut. Că nu ne-a spus, ne-a făcut surpriză. Surpriză foarte plăcut.
Și acum, domnul Mihai, întâmpinați oaspeții care au venit cu cele mai frumoase și sincere felicitări pentru dumneavoastră, ca să trăiți mulți ani cu bucurie. Ziua cu sărbătoare. Vreau să spun trei cuvinte. Bade Mihai, ați ajuns la o vârstă onorabilă. 7 decenii, asta nu-i puțin. Nici nu-i mult pentru o viață omenească. Vă rog, încă 30 și cu noi împreună să facem 100. Noi suntem alături la rău și la bine. Mulți ani, sănătate mult. Și așa cum tu ești la noi cântăreț, eu vreau să spun câteva cuvinte din cântec. La mulți ani, cu sănătate, să-ți dea Domnul tot ce dorești. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiești. Mulțumim. Și o scrisoare din partea noastră. Să te vedem tot așa, toată viața, bun? Mulțumim. Mulțumim. În partea colectivului cu sărienii, un cadou muzical, dar scânt și neta. În care, eu part și eu întreb. În care luați parte și timp, timpul liber, nu pierdem degeaba. Cântăm? Yeah, it's